Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru această invitație. Vă voi prezenta eticheta ecologică europeană, instrument al dezvoltării durabile. Nu știu câți din cei prezenți în sală au auzit despre acest concept. Este o schemă, de fapt. A fost introdusă în anul 1992 de către Comisia Europeană pentru a veni în sprijinul consumatorilor. Obiectivul general al politicii comunității europene este referitor la protecția mediului și la afaceri, este legat de, face parte dintr-o strategie mai largă, având ca scop protejarea mediului. Despre această schemă de etichetare ecologică, care a fost introdusă în anul 1992, aici pe slide aveți prezentat simbolul etichetei ecologice. Este această floricică care este însoțită de un scurt text descriptiv și care oferă informații despre cel puțin unul sau cel mult trei tipuri de impacturi asupra mediului. Alături aveți reprezentat un nou simbol în momentul de față a regulamentul Comisiei Europene, mă refer la regulamentul 1980 pe 2000, se revizuiește și Comisia Europeană vrea să propună un nou simbol. Încă nu este stabilit dacă acesta va rămâne simbolul definitiv al etichetei ecologice. Ce produse pot fi etichetate în România? Aici aveți prezentate grupele de produse care sunt etichetate ecologic. Mă refer la 26 de grupe de produse: mașini de spălat rufe, de spălat vase, aparate frigorifice, lămpi electrice, aspiratoare, televizoare, hârtie copiativă, iarăși detergenți, textile, încălțăminte, saltere de pat, lacuri și două categorii de servicii și mă refer la serviciile de cazare turistică și serviciile de camping. Eticheta ecologică, după cum spuneam, este eticheta ecologică care garantează un alt grad de fiabilitate, credibilitate, este voluntară, țintește către o societate durabilă și stimulează în același timp atât consumatorii cât și operatorii economici. Regulamentul Comisiei Europene 1980 pe 2000 a fost preluat în legislația românească prin hotărârea de guvern 236 pe 2007. Decizia Comisiei Europene 287 pe 2003 stabilește criteriile ecologice de acordare a etichetei pentru serviciile de cazare turistică. Aș fi vrut să menționez, domnul care a prezentat înaintea mea a făcut referire la o hotărâre de guvern. Acea hotărâre de guvern care stabilește criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare turistică nu mai este în vigoare, este abrogată, deoarece după aderare România preia direct deciziile Comisiei. Această decizie operează pe baza unor criterii și mă refer că la criteriile obligatorii și criterii opționale. Mai multe amănunte despre această decizie vă va comunica doamna Dagmar de la Comisia Europeană. În cazul serviciilor de cazare turistică, am spus că eticheta ecologică a fost creată cu scopul de a recompensa serviciile de cazare și turiștii care respectă mediul. Ea e un mod de a marca o bună performanță ecologică și oferă o siguranță a calității pentru turiștii care aleg o anumită structură de cazare. Perioada de valabilitate a criteriilor variază între 3 și 5 ani și se actualizează pe baza informațiilor privind protecția mediului, floarea fiind acordată pe o perioadă de timp egală cu perioada de valabilitate a criteriilor. După aceea, compania trebuie să depună o nouă cerere pentru reînnoirea etichetei și, desigur, să îndeplinească noi criterii. Structurile care au etichetă ecologică se îngrijesc de mediu și sănătate, am spus noi, și mă refer aici la emisii scăzute în aerul din interior, provocate de vopsele sau produse de curățire, un mediu mai curat prin folosirea redusă a pesticidelor, folosirea controlată a dezinfectanților și produse biologice provenind din agricultura regională organică.
Etichetarea ecologică a serviciilor de cazare turistică, după cum spuneam, se referă la criterii obligatorii. Aici aveți enumerate aceste criterii obligatorii. Utilizarea energiei provenită din resurse regenerabile, eoliană, solară, geotermală, hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, izolarea ferestrelor, întreruperea automată a căldurii sau aerului condiționat, stingerea automată a luminii, economisirea apei la baie și la toaletă, becuri electrice cu consum redus de energie, separarea deșeurilor. Iar criteriile opționale sunt, o parte din ele am enunțat aici, m-am referit la udarea plantelor și a grădinilor, arhitectura bioclimatică, tratarea apelor reziduale, temporizator pentru saună, schimbarea prosoapelor și a lenjeriei de pat, utilizarea produselor de unică folosință, zone pentru nefumători în spații. După cum spunea și doamna Vasiliu de la Hotelul Meriut, ați văzut și dumneavoastră că aceste criterii sunt respectate în mare parte și de către acest hotel. Despre sistemul de acordare a etichetei ecologice în România, aici aveți prezentat acest sistem și mă refer la faptul că agenții economici care doresc obținerea etichetei ecologice se adresează printr-o solicitare scrisă Ministerului Mediului. Noi, de fapt, îi îndrumăm în realizarea acelui dosar care trebuie să conțină testele pe produs sau declarații de conformitate, precum că produsul sau serviciul respectiv este în conformitate cu ceea ce este menționat în decizie. După aceea are loc evaluarea performanțelor produsului. Evaluarea se face împreună cu Comisia Națională pentru Acordarea Etichetei Ecologice și Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În cazul în care produsul sau serviciul respectiv respectă criteriile prevăzute în decizie, se acordă eticheta ecologică. Tarifele pentru obținerea etichetei ecologice în cazul serviciilor de cazare turistică sunt două, în prezent spun, pentru că pe viitor se pare că tarifele anuale nu vor fi excluse, dar nu mai sunt obligatorii. Primul tarif este tariful de procesare a cererii de acordare a etichetei ecologice și care este de 300 de euro și care de asemenea are reduceri. În cazul IMM-urilor, reducerea este de 25%, vă dau un exemplu. În cazul micro-întreprinderilor 75% și refugiilor montane, iar tariful anual în prezent, vă spun, este egal cu 100 de euro, volumul anual a vânzărilor pe bază căruia se calculează tariful anual reducându-se cu 50%. Aceste tarife, după cum vă spuneam, suportă o serie de reduceri, 25% în cazul IMM-urilor, iarăși încă 25% în cazul primilor trei operatori economici care obțin eticheta ecologică și încă o reducere de până la 30% pentru tariful anual în cazul în care produsul respectiv a mai obținut o etichetă ecologică, cum ar fi, de exemplu, cazul acestui hotel care, din câte am înțeles, mai are o etichetă ecologică. În cazul realizării de încercări pe produs, solicitantul, după cum vă spuneam, depune un dosar la minister prin care demonstrează că produsul corespunde exigențelor ecologice stabilite deciziei. Testarea și verificarea se efectuează de institute specializate care dețin laboratoare acreditate, iar costurile pentru testarea și verificarea produselor sunt susținute sunt suportate de către operatorii economici. Începând din anul 2005, există un program derulat de către Ministerul Economiei. Este programul de creștere a competitivității produselor industriale, program de cofinanțare pentru acoperirea costurilor necesare obținerii etichetei ecologice. În cazul IMM-urilor, finanțarea este de 65% și se acordă pe o perioadă de 3 ani în sistem de rambursare. Evaluarea performanțelor produselor se realizează împreună cu Comisia Națională, Comisia Națională fiind o comisie formată la nivelul Ministerului Mediului și din reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Cercetării,
Avem Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. În prezent sunt 4 patronate, printre care și patronatul din turismului, 4 ONG-uri. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care evaluează gradul de eficiență cu care eticheta răspunde nevoilor de informare a consumatorilor, și Garda de Mediu, care controlează eticheta ecologică după obținerea acesteia de către operator. Evaluarea se realizează pe toată durata de viață a produsului și acoperă domeniile următoare, le aveți aici: deșeuri, sol, apă, aer, zgomot, energie, resurse naturale, efectele asupra ecosistemelor. Pe acest slide sunt menționate numărul de licențe acordate la nivelul Uniunii Europene, mă refer, din anul 1992 până în 2008, la toate grupele de produse și servicii. Ulterior, între Ministerul Mediului și operatorii economici se încheie un contract în care se stabilesc condițiile de utilizare a etichetei ecologice. Pe acest slide sunt menționate câteva hoteluri, spun, care au obținut eticheta ecologică la nivelul Uniunii Europene. Aveți din Grecia, Franța, Italia, Malta, Irlanda, exemple. Despre hotelul Saturn, primul hotel din România care a obținut eticheta ecologică, o să vă vorbească domnul Coteș ulterior. Avantaje. Câteva avantaje ale etichetei ecologice. Am spus că este garanția unei performanțe ecologice înalte. Ea este recunoscută la nivelul Uniunii Europene, deci nu este o etichetă ecologică națională. Îmbunătățește experiența de viață a turiștilor și îmbunătățește imaginea hotelierilor. Ecoeficiență pentru reducerea costurilor, după cum se spunea anterior, reducerea consumului de energie, apă, îmbunătățirea marketingului. Folosirea logo-ului oficial, deci se poate după obținerea etichetei ecologice, operatorul economic poate utiliza logo-ul în broșuri și pliante pentru publicitate. De asemenea, are publicitate gratuită din partea Comisiei Europene pentru evenimentele mediatice, ajută la manifestările de turism, publicitate, relații publice, îmbunătățirea imaginii. În continuare sunt prezentate câteva materiale prin care noi am încercat ca minister să promovăm eticheta ecologică. Spunea cineva mai devreme că nu este suficient mediatizată. Da, din acest punct de vedere sunt de acord cu persoana respectivă. Implică foarte multe eforturi financiare, în primul rând, această promovare a etichetei ecologice. Deci aici aveți o broșură care a fost editată, eticheta ecologică, broșură informativă pentru agenții economici, în care sunt prezentate etapele necesare obținerii etichetei ecologice, avantajele, costurile, cadrul legislativ existent. Iarăși este aici o broșură, broșura ecologică pentru consumatori, un ghid. Fluturași, de asemenea, care au fost elaborați. Iarăși un handbook pentru promovarea etichetei ecologice la nivelul consumatorilor. Și cam atât. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă rog. Eu aș avea o întrebare. Spuneați la un moment dat că unul dintre beneficiile obținerii etichetei ecologice ar fi faptul că se face publicitate și la un moment dat menționat și faptul că cei de la Comisia Europeană fac publicitate gratuită. Și aș fi vrut să vă întreb dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre acest beneficiu. Da, mai multe detalii cred că ar putea să vă dea doamna Dagmar Divoc. Ok. Din punctul acesta de vedere. Am înțeles. Și o a doua întrebare
Ați vorbit de tarifele asociate cu obținerea etichetei ecologice din partea ministerului, cum ar veni. Aveți informații sau puteți să ne dați detalii privind cam legat de costul unei asemenea inițiative pentru un hotel? Costul pentru un hotel. Deci, în primul rând, este vorba de tariful de solicitare, care, după cum spuneam, este actualmente de 300 de euro la care se fac acele reduceri. În ceea ce privește costurile necesare pentru teste și încercări pe produs, aici, în cazul serviciilor de cazare turistică, aș putea să vă spun că nu sunt teste pe produs. În mare parte sunt declarații de conformitate a hotelierilor, precum că respectă cerințele prevăzute în decizie. Deci foarte mari costuri nu implică obținerea etichetei ecologice în cazul serviciilor de cazare turistică. Pentru că vă întreb pentru că menționați la un moment dat că există un program desfășurat de Ministerul Economiei. Da. Privind... Acel program se aplică produselor în cazul în care se fac teste pe produs. Am înțeles. În cazul serviciilor de cazare turistică, aceste teste nu sunt. Uh-huh. Nu avem de-a face. Sunt simple declarații de conformitate, precum că se respectă becuri economice, consum redus de apă. Doamna Dagmar o să prezinte criteriile și o să vedeți cum stau lucrurile. Vă mulțumim pentru prezentare.